SCM Pitești se pregătește pentru turneul de baraj în care se vor decide echipele care vor lupta pentru promovarea în prima ligă la volei feminin. Vineri, 8 aprilie, de la ora 20, pe stadionul Nicolae Dobrin, reprezentativa feminină a României joacă împotriva Franței în preliminariile Euro 2017. După primele 4 jocuri din grupa 3 de calificare, la turneul final ce va fi găzduit de Olanda, selecționata Franței, locul 3 în lume, are punctaj maxim și un golaveraj de 15-0. La prima întâlnire între cele două formații, Franța a câștigat în fața tricolorelor cu 3-0. România are șansa de a se califica în premieră la campionatul european, România are șansa de a se califica în premieră la campionatul european, acolo unde merg direct și 6 echipe care ocupă locurile secunde în preliminarii. Alte două reprezentative de pe locurile 2 vor disputa un baraj. Pentru partida de vineri, România-Franța, biletele costă 2 lei la tribuna 1 și a doua, respectiv 5 lei la tribuna 0. Tichetele vor fi disponibile la caseria stadionului Nicolae Dobrin în zilele de joi 7 aprilie, între orele 12 și 18 și vineri 8 aprilie, între orele 12 și 20, ora de start a jocului.